Peste 400 de metri liniari de drum asfaltat au fost executați în comuna Ciocârlia printr-un proiect finanțat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. Drumul care facilitează accesul cetățenilor la cimitir era impracticabil, iar autoritățile din comuna Ciocârlia au găsit sprijin la Consiliul Județean Ialomița pentru a realiza asfaltarea acestuia. În afară de această stradă s-a realizat și un podest care va permite colectarea apelor pluviale, mai ales că în această zonă existau probleme la fiecare ploaie mai puternică. Valoarea investiției depășește 350.000 de lei. Noi până Adilosa, practic anul trecut, am depus documentația și în luna lui noiembrie am început lucrarea cu firma care am scos la licitație și practic într-o lună de zile am făcut lucrarea la drumul către cimitir, la care vreau să vă spun lucrarea e terminată, s-a făcut și un podest, s-a introdus 4 tuburi acolo, timpanele, plus canalul de intrare și ieșire. În primul rând vreau să vă aduc și mulțumire din partea dumneavoastră, din partea Adilului, la care am primit sprijin și cu ce am putut să, cu ce am contribuit și noi și vreau să vă spun că lucrarea a ieșit, o să vedeți, e o lucrare de bună calitate, deci e mulțumitor și pentru cetățenii din localitate care acest drum duce către cimitir și era nevoie pentru că drumul era un drum pe care să circula, dar să circula mai greu pentru că era un drum pietruit, un drum necorespunzător cerinților. Este un proiect important pentru județ, pentru Ciocârlia, mai ales că aici este una dintre comunele cele mai frumoase din județ, este foarte dragă și felicit pe domnul primar și domnul viceprimar pentru modul în care gospodăresc această comună. Este un proiect care se referă la infrastructura de drumuri. Dacă ați văzut că avem proiecte finanțate în diferite domenii, iluminat public, locuri de joacă pentru copii, parcuri, grupuri sanitare. Iată că astăzi suntem discutăm de acest proiect care se finalizează, are o valoare de 351.000, 191.000 de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, aproximativ 160.000 de la UAT Ciocârlia. Este dovada faptului că atunci când suntem parteneri, când ne asociem, putem realiza proiecte mai bune împreună, mai frumoase. Felicit administrația de la Ciocârlia, pe domnul primar, pe domnul viceprimar și echipa de la Ciocârlia pentru reușita acestor proiecte. Avem această misiune, Consiliul Județean Ialomița, împreună cu autoritățile publice, să facem tot ce ține de noi pentru ca cetățenii din județul Ialomița să trăiască în aceleași condiții cu toți cetățenii din România. Ne propunem ca, indiferent de localitatea unde trăiesc cetățenii, în Ialomița să aibă această infrastructură necesară, apă, canalizare, drumuri, parcuri, locuri de joacă pentru copii. Acum lucrăm la un proiect mare la nivelul județului Ialomița de a introduce rețele de gaze în toate localitățile județului. Iată că atunci, acolo unde se dorește, unde este implicare, unde este un parteneriat, cu siguranță vin și succesele. Noi ținem să vă mulțumim de aprecierea făcută și noi și în continuare vom face dovada către cetățeni și vom arăta că ceea ce am făcut și în continuare vom face și căutăm ca să, într-adevăr, să fie mulțumiți și cetățenii și ca rezultatele să fie în continuare la același nivel. Autoritățile din comuna Ciocârlia au remarcat buna colaborare cu reprezentanții administrației județene și cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. În afară de drum s-a făcut și podeț, unde s-a introdus 4 tuburi la 180 de metru, s-a făcut timpanele, deci s-a făcut canalizarea, s-a băgat piatră pe canalizare. Practic, acum, într-o situație în care vin ploi mai multe, pentru că aici e un braț, așa îi spune sărăturile, pe distanță de vreo 6 km,
în timpul când plouă mult mai mult, deci pentru acumularea apei și pentru evacuarea ei. Domnul primar, din punctul dumneavoastră de vedere, acest sprijin acordat prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița este binevenit, este benefic pentru dezvoltarea unor proiecte pentru... Foarte benefic datorită faptului, pentru că, în primul rând, vreau să vă spun, aici totdeauna noi aveam probleme, că erau niște tuburi mai mici, totdeauna se întâmpla problema de trecea apa peste acest drum, aveam probleme când, să știți că și când vine ploi torențiale și sunt perioade când au fost, nu în fiecare an, dar m-am terminat, deci în perioada 98 am terminat, am avut o problemă în sensul că au fost într-o noapte o cantitate mare de ploaie și acumulat pe toate malurile astea și vreau să vă spun că aici mi-a rupt acest podeț. Am avut probleme și în localitate când mi-a trecut apa peste podeș. Cu reprezentanții Consiliului Județean și ADI vreau să vă spun că am colaborat foarte bine. Deci am găsit calea de înțelegere și problemele, vreau să vă spun că eu, din punctul meu de vedere, în calitate de primar al Comunii Cioclea, sunt foarte mulțumit pentru faptul că am rezolvat niște probleme pe care mi le doream. Chiar mă gândeam, zic, s-ar putea la un moment dat să mă retrag, că vârsta... Deci s-a apropiat și dar dorința mea pe care am avut-o ca să realizez această lucrare. Noi am găsit înțelegere cu Consiliul Județean Ialomița împreună cu autoritățile locale, cu domnul primar, am înființat această asociație pe care tot o prezentăm. Asociație care la început nu transmitea prea multă încredere, dar iată că acum ne bucurăm astăzi să venim în localități unde s-au realizat proiecte importante cu contribuția Consiliului Județean Ialomița și a autorităților publice locale. Suntem la Ciocârlia, ne bucurăm atunci când constatăm că investițiile noastre se adresează cetățenilor și cetățenii sunt mulțumiți. Și în continuare așteptăm sprijinul dumneavoastră ca într-adevăr rezultatele să fie la fel, la același nivel pe care le-am avut până acum. Obiectivul nostru este acela de a fi prezenți în toate localitățile acestui județ. Eu țin ca instituția Consiliului Județean Ialomița să-și marcheze existența și importanța prin aceste realizări pe care le facem în localitățile din județ. Nu este suficient să realizăm doar noi drumuri județene, să facem investițiile doar ale Consiliului Județean, fără să ne implicăm în dezvoltarea localităților. Tocmai de aceea am luat o parte din bugetul județului Ialomița și l-am oferit acestei asociații intercomunitare, care la rândul ei să pună la dispoziția autorităților publice locale, primăriilor din județ, sume importante pentru realizarea acestor obiective. În cei 3 ani de la înființare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița a finanțat 90 de proiecte în sumă de 350 de miliarde de lei vechi.